Anul trecut, la nivelul județului nostru, Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș a încheiat contracte cu 12 furnizori, din care un furnizor acorda și servicii de îngrijiri paliative la domiciliu. Numărul furnizorilor care oferă servicii de contate de stat a scăzut în comparație cu anul precedent, când 14 unități medicale aveau încheiate contracte cu CAS Maramureș. În același timp, însă, au explodat recomandările pentru aceste servicii medicale. Astfel, până la finele lunii decembrie 2021 au existat 2599 recomandări avizate pentru acest tip de servicii, care au fost acordate bolnavilor aflați în stare gravă acasă. Potrivit oficialilor instituției, 289 de recomandări avizate au fost întrerupte ca urmare a survenirii decesului, internării în spital sau la solicitarea pacientului din diverse alte motive. Anul trecut au fost raportate și 68 de recomandări avizate, apoi anulate pe motiv de neefectuare a serviciilor în baza solicitării asiguraților aparținătorilor sau din cauza unor erori de operare la introducerea serviciilor de îngrijire în sistem, dar și 10 recomandări care, din diverse motive, nu s-au finalizat prin avizare. Oficialii CAS Maramureș au precizat că au înregistrat și 40 refuzuri de avizare din cauza depășirii numărului de zile de îngrijiri medicale paliative la domiciliu de care au beneficiat asigurații.